Yeah.
Meșcan și în încheiere o suită din zona Moldovei. Oh,
cum v-ați dat seama, ziua aceasta este dedicată numai strâncenilor. Următorul invitat nu mai are nevoie de nicio prezentare, întrucât numele lui vă este foarte cunoscut. Îl invităm în scenă pe slănicianul Laurian Manta! Bună seara, bună seara, slănic, bine v-am găsit! Ia uite ce de lume s-a adunat aici, acum când plouă. Haideți mai aproape, pentru că vom reuși să facem dintr-o grupă micuță să răsune tot slănicul. Mai aproape de mine, cum am făcut acum 2 ani de zile când eu am plecat de aici cu pielea de găină. Noi la prima piesă. Dar am nevoie de voi. Să vă văd cu palmele. De fapt, nu cred că puteți. Am vrut să vă cer. Dacă tot am vorbit la început despre artiști și despre oamenii care promovează arta în slănic, piesa asta este pentru ei, special pentru cântăreți, dar și pentru dansatori. Te rog! Now I don't wanna know, getting ahead of the program.
sau until then, we got nothing to say, nothing to know, but something to drink, and maybe something to smoke. Let it go until I roll the chain, singing we found love in a local rain. No, I don't really know what I'm supposed to say, but I can just figure it out and hope and pray. I speak on the name, I said it's nice to meet you. They should have to me a bundle of what people to keep. I already know she's a keeper. This one is one small act of kind and Simon. Deep, if anybody find us, I meant to drive home, but I'm just developing now, no. So every now, we just sit on the couch, one thing, let's one other, now she's kissing my mouth. I need you, darling, come on, set the tone. If you feel me falling, won't you let me know? Am obosit puțin, dar mie îmi place să cânt piese grele și următoarea piesă este extraordinar de frumoasă, mi-arată partea mai nebună a mea. Am înregistrat un videoclip la această piesă, la Piatra Verde. De fapt, am lansat în toamnă 3 videoclipuri alături de Bogdan Păun, îl știți cu siguranță, și de Isabela Dan la fel. La Piatra Verde am vrut să promovez în special Slănicul, pentru că de aici mă trag. Și următorul videoclip l-am filmat la Piatra Verde. Am pus o cameră într-o mașină, un pian de vreo, nu știu câte sute de kilograme, în mijlocul platoului. Poftim? Da, ok, bun. Un pic mai în spate, un pic. Și a fost o mare nebunie în ziua aia, pentru că era undeva la 30 și ceva de grade și noi trebuia să filmăm. Pentru că promisesem oamenilor de pe Facebook și în special oamenilor care ne urmăresc faptul că noi vom lansa niște videoclipuri. Și du-te și filmează, și du-te și filmează. Au ieșit cele mai frumoase videoclipuri pe care eu le-am putut vedea de ceva timp încoace. Așa că felicitări Bogdan Păun, felicitări Alexandru Mureșan și felicitări Isabela Dan. Aplauze pentru ei, vă rog. Pentru mine ei înseamnă foarte mult, pentru că tot de aici se trag și ei și veți auzi de la noi foarte multe lucruri. Te rog frumos! I wanna talk to you. Do I report you with my business mind? Am I too dandy? Am I too flirty? Do I like what you like? I could be wholesome, I could be lonesome, I guess I'm a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me without making a try? I try to be like Grace Kelly, but I heard what you said.
Mulțumesc foarte mult! Ei bine, cine a fost la ultimul spectacol organizat la Casa de Cultură a auzit și următoarea piesă. Cine nu a fost, aude acum. Însă aș vrea înainte să fac... Cine a fost la Casa de Cultură? Ați fost! Bun! Trebuie să și vorbesc despre următoarea piesă oamenilor care nu au fost. Ei bine, în următoarea piesă este vorba despre un cuplu de îndrăgostiți. Băiatul vrea și el ca tot omul, după o lungă perioadă de relație, să o ceară pe fata tatălui ei, normal, în căsătorie, numai că nu prea iese. Și se duce băiețașul ăsta timp de vreo două strofe din piesă să-i ceară mâna și câteva refrene. Acum este un final deschis, că nu mi-am dat nicio seama dacă într-adevăr au rămas împreună, nu mi-am dat nicio seama dacă a acceptat până la urmă tatăl fetei să îi dea mâna. Vă las vouă la interpretare. Dar piesa este bestială. A fost în topuri și va rămâne în continuare în topurile mele, dacă nu în topurile radio-ului. Te rog, am și mai emoții. Te rog. Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car and raised like a jet. To you, knocked on your door with heart in my hand to ask you a question, 'cause I know that you're an old fashioned man. Yeah, can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, 'cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Devil, my friend, but the answer is no. Why you gotta be so? You know human too. Why you gotta be so rude? I'm gonna marry her anyway. Marry that girl. Marry her anyway. Marry that girl. Yeah, no matter what you say. Marry that girl. It will be a family. Why you gotta be so rude? I hate to do this, you live.
Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry her anyway. Marry that girl. Mama, marry her anyway. Marry that girl. Yeah, no matter what you say. Marry that girl. And we'll be a family. Why you gotta be so rude? Yeah. Rude. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, 'cause I need to know. You say I never get your blessing till the day I die. Double like my friend, but no still means no. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry her anyway. Marry that girl. Mama, marry her anyway. Marry that girl. Yeah, no matter what you say. Marry that girl. And we'll be a family. Why you gotta be so rude? Why you gotta be so rude? Vă mulțumesc! E bine, dacă tot nu putem să aplaudăm, eu zic că putem să strigăm, să urlăm, să țipăm, pentru că este ultima zi, cea de-a doua zi de petrecere și ultima în același timp, din păcate, care dumneavoastră voi vă, în care dumneavoastră vă puteți destinde. E bine, vreau să-mi strig în special copilași, pentru că maturii deja au trecut prin sentimentul acesta și încă, Doamne ajută, sper eu să treacă. Vreau copilași, spuneți-mi și mie, care sunt cele două cuvinte cele mai importante pe care voi vreți să le auziți de la... Așa, bun, am avut un răspuns aici, ați auzit-o? Vreau să văd, de fapt vreau să aud care sunt cele două cuvinte de la toată lumea pentru care noi în general trăim. Vă rog, 3, 2, 1, care sunt? Într-adevăr, astea sunt. Am nevoie de voi pe parcursul piesei. Două cuvinte trebuie să rostiți, știți deja. Dar vreau să văd așa, eu am mai fost după spectacolul de la Casa de Cultură, am mai fost prin alte locuri și, sincer, cu părere de rău am spus lucrul ăsta, au fost mai gălăgioși ca voi. Casa de Cultură a fost plină și ceilalți au fost mai gălăgioși decât voi. Vreau să văd, uite, acolo este o cameră care filmează. Vreau să le arăt oamenilor că, într-adevăr, slănicii mei sunt cei mai tari și că pot striga în ciuda faptului că suntem atât de puțini. Te rog frumos! Sunt bărbat, nu sunt deloc complicat. Sunt relativ simplu, ce-am în inimă am și-n minte. Spun deschis, tot ce gândesc mai puțin. Când vine vorba despre cele două cuvinte, cuvintele alea două pe care ai vrea să le auzi într-una tu. Însă dacă nu ți le spun, nu înseamnă că nu, că nu. Dar să știi că eu încerc, dar nu prea reușesc. Cred că nu e specific bărbătesc. Încercăm o dată! Totuși o să încerc să îți șoptesc. Tare! Foarte bine! Sunt bărbat, nu sunt genetic structurat să spun așa ceva, părerea mea. Și sunt convins că la fel s-a întâmplat și cu ăia dinaintea mea. Toți strămoșii mei au avut de vânat, de luptat, de inventat roata și becul și televizorul și geaca de piele cu ținte. Pe scurt, nu le-a stat capul, nu, la cele două cuvinte. Dar să știi că eu încerc, dar nu prea reușesc. Cred că nu e specific bărbătesc. Totuși o să încerc să îți șoptesc. Tare!
și nu înțeleg de ce nu mi-acord credit nici măcar că tu nu-i câine care te iubește chiar dacă nu-ți vorbește. Pe bune nu știu ce vrei, e suficient să te uiți în ochii mei. Specific bărbătesc foarte tare acum. Totuși o să încerc să îți șoptesc. Țin și eu! Mai avem de două ori. Eu o să încerc să îți șoptesc. Voi! Ultima oară. Tare! Eu o să încerc să îți șoptesc. Tare! Foarte bine! E acolo pe filmare. Este pe înregistrare. Gata, am dovada. Nu se mai... Ați făcut totul. M-ați mulțumit. Uite, iar aș plec cu pielea de găină de aici. Da. Pielea Andrei, cum se mai spune în popor. La următoarea piesă tot de voi am nevoie. O piesă foarte plăcută, e de vară. Bine, mă rog, vremea de afară nu ne ajută, dar fie. Sunt sigur că voi v-ați dorit foarte mult vacanța asta și la un moment dat veți dori să plecați și la mare. Piesa asta fix despre drumul ăsta spre mare către mare vorbește. Era frumos! Eu asta aștept, iubitor. Ești liberă să cauți fraierul. La refren. Am circunstanțe însă, la refren că vreau să-i aud. Am vrut și eu să văd cum e să fii bărbat. Te-ai transformat în instanță morală, dar ai uitat. Dansai prin vamă goală și era sau sumese, dar numai împreună. Iubirea și distracția se cam țineau de mână. Apoi te-ai transformat ușor, ușor într-o fesoară și am început să am restanțe în fiecare seară. Ziceai ceva de genul, iubirea e luptă grea, dar o cam lasă-și razna, luptai doar contra mea. Acum sunt singur în mașină, dar nu e supărare, cu tot stănicul în spatele meu. Premiant în închisoare, mai bine repetent, în drum spre mare. Să
cântecul spre mare. Vă mulțumesc! E bine, aceasta a fost ultima piesă, însă înainte de a pleca vreau să mai cântăm încă o dată refrenul de la Perfect fără tine, pentru că a fost extraordinar. A fost perfect. Încep eu, da? Perfect fără mine, mie mai bine. Tare! Am timp și pentru mine. 2, 3 și o cânt într-un spre mare și eu după bacalaureat. Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Este o onoare de fiecare dată să cânt alături de dumneavoastră și să cânt în fața dumneavoastră. Abia așteptam de când am cântat la Casa de Cultură să vin aici pe scenă. Știam de dinainte, dar nu am vrut să anunț. Am anunțat ulterior pe Facebook. Haideți să promovăm valorile, nu în valorile. Vă mulțumesc foarte mult pentru dumneavoastră, Laurian Manta. Bandidos, în componența căruia îl veți recunoaște pe strănicianul Solomon Victor.
Mulțumim, să știți că nu noi am venit cu ploaia. Mulțumim, fain. Bun, am început așa în forță, continuăm la fel. E bine, ci că și așa rău, și atât de bine că e așa rău că a început să ne placă când e rău. Nici nu mai știm când e bine, că de fapt când e rău e bine sau când e bine e rău. Așa că e bine și așa rău, cu participațiunea extraordinară a domnului Nicolae Iorga. Este, uite așa. Cine nu ține umbreluțe cu mine cu palmele? Și acolo, acolo la Timișoreana, la corturi. Vă vedem. E bine. Și în cortul cu sunete. E perfect. În cântos, confuz mereu comoditate, sau știu eu blazare, pe chipul sau când zece. Bine și așa rău. Un bit în sec și ochii, dacă mai primești un bobâr, n-astă liniștit pe fundul stău. Zice și el. Și acum schimbăm cu mânuțele, uite așa. E bine și așa rău. E bine? E bine și așa rău. Vreau să vă aud pe voi cântând. Așa și tine, da-da-da. E bine și așa rău. Amâneu, dar ce bine e că e așa rău. L-am văzut. Atunci când nu iese ceva, dă vina pe altcineva. Și crede că învins mereu strigând, e bine și așa rău. Când o pus, confuz mereu comodit, sau știu eu, la zare văd pe chipul său când zice e bine și așa rău. Bine! Mânuțele mare! E bine și așa rău. E bine și așa rău. Și cu mânele, e perfect! Așa și tine, să-l ascultăm pe domnul Nicolae Iorga, nu zic eu. Cronastă are înainte de toate odatorii, aceea ne-a muncit. S-a muncit prea puțin, s-a muncit prea răzbiț. Munca adevărată și spornică nu se poate face decât prin solidaritatea națională. Solidaritatea avem națională. Nevoie de solidaritate națională, oameni buni! Și așa rău. E bine și așa rău. Acum cântați voi. Și la e bine și așa rău. Așa și tini da da da. E bine și așa rău. Tot am început să ne încălzim, vrem să vă auzim cum cântați. Stați așa frumos în ploaie, trebuie să și faceți un pic de activitate. Cu mânuțele a mers, cu mrăluțele a mers, acum cântăm, ok? Textul este simplu. Ei, o, e bine și așa rău. Zic eu odată, după care repetați voi. Cine cântă mai bine, primește un premiu special de la domnul Mișu Constantinescu la Gladiatori. Sau nu? Ok, atenție, atenție la mine. E bine și așa rău. 1, 2, 3, voi! Tare, tare! E bine și așa rău. Aha, încă o dată, eu! E-o.
eșașară. 1, 2, 3, voi! Încă una pentru Mișu, încă una pentru Mișu. E-o, e bine, eșașară. Haide, gașca, din plălit, tare, tare, tare! Și încă una pentru domnul solo. E-o, e bine, șașară. Una, două, trei, doi. E bine, șașară. Bun, trebuie să fac un micuț anunț. După 30 de ani, domnul Viorel Vasile a reușit în sfârșit, este aici, puteți să-l aplaudați, a reușit în sfârșit să-l aducă pe un slănician, un veritabil slănician, care peste tot unde s-a dus în lume, niciodată nu a ascuns acest lucru. Domnul Viorel Vasile, slănic, Prahova. Domnul Victor Solomon, vă mulțumim din suflet pentru tot efortul, aplaudați-mi și mulțumim tuturor celor care s-au implicat în organizare. Acum vreo 15 ani, împreună cu alți doi frumoși ai scenelor, am pus bazele unui grup pe care voi știți sub numele de Boschito. Pe vremea aia aveam mai mult păr în cap, cântam la bas, Sol avea părărie și Mișu era la fel de frumos ca și acum. Cu permisiunea voastră vrem să vă cântăm câteva melodii de atunci. Facem lată, asta mi-era boala. Unde n-ajungeam vreodată, asta era școala. N-am nici bani, n-am nici mașină și de datori sunt pur. Am o gașcă și o gitară și asta mi-e destul. Fiindcă bănuțul nu s-a arătat și fericirea iute s-a stricat. Așa că vreau, vreau, golesc paharele cu prietenarii și cu fetele. Așa că vreau, vreau, golesc paharele cu prietenarii și cu fetele. Hai cu brăluțele! Și... E bine! Și acolo și-o mă, cu brăluțele! Aia, perfect! Așa că vreau, vreau, golesc paharele cu prietenarii și cu fetele. Așa că vreau, vreau, golesc paharele cu prietenarii.
Organizat, toți odată. Ori toți odată, ori niciunul. Ce mai, mai încercăm o dată. Încep eu și... Hai, iubito, nu fugi de... Uită-te mai... Uită-te mai... Hai, iubito, nu te mai juca... Nu te mai preface... Dă... Ce încă o dată, dă-mi? Ia! Zile, Mișule! La 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 la! Dă-mi inima ta. Habar n-am cum să scriu pe plac. Ți-aș vorbi, nu știu cum să fac. Asta spun mereu prietenii mei. Că nu mă plac, e ceva agăța femei. Ai, ai, ai. Doi înainte cu. Ai, ai, ai. Și-ai să vezi că. Parcă amețesc, ca o lumânare mă topesc. Mi-aș dori să fiu toreator și să-ți arăt ce tare sunt în dormitor. Uh-ha! Ai, 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 dă-i înainte cu. Ai, 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 și-ai să vezi că. Umbreluțele dansează. Bine!
că nu e greu. La 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 voi! Încă o dată! La 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 la! Pentru că de 3 zile cu băieții când și chefuiesc, uite ce a ieșit. Păi de 3 zile cu băieții când și chefuiesc, dar mă fâstâncesc pe loc atunci când vă zălesc. Ăsta spuneam ce să fac. Sunt și înger, sunt și drag, numai tu mi-ești din urmă de plac. O stas eu iubesc cu foc, nu v-aș mai lăsa deloc. Seara asta poate am noroc. O dau la până zori, când mai mă trec fiori. Te uiți la mine drept, sare inima din piept. O faci la rând de opri, primul îți stai tu la zi. Poate a fost cam mult, dar ce dea de fericire aș fi să vă sărut. Ăsta eu n-am ce să fac, sunt și înger, sunt și drag. Numai tu mi-ești din lumele plac. Ăsta eu iubesc cu foc, nu te-aș mai lăsa deloc. Seara asta poate am noroc. La mine drept, sare inima din piept. O faci am te opri, ritmul îl stai până la zi. Dragă mea, ține-te bine, acum mă lăsesc cu mine. O mânăluță le dansează. Se și rotesc. Pentru domnul Mișoară! Ăsta nu am ce să fac, sunt și înger, sunt și drag. Numai tu mi-ești din lume pe plac. Ăsta eu iubesc cu foc, nu te-aș mai lăsa deloc. Seara asta poate am noroc. La mine drept, sare inima din piept. O faci la nu te opri, nu răstai până la zi. Draga mea, ține de mine, acum dansez cu mine. Dai, 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 dai. Mulțumim frumos! Bravissimo! Bun, asta a fost de la una din trupe, a cântăm de la alta acum. Pentru că totul avem pe solo, care este un chitarist genial și un muzician excepțional. Vă cântăm o piesă de la Deep Purple, When a Blind Man Cry. Sunt convins că o să vă placă la nebună. Yeah.
în ghitară.
Mulțumim! Una de la noi, acum. Mai agitată, așa, să gonim norii. Îi zice atunci când ești tot. Și oricum palmele, oricum răluțele, avem nevoie de mult. Revin aici, în prima linie. Atunci când ești tânăr, viața e o plăcere. Foarte distrez și n-ai nicio durere. Atunci când ești tânăr, viața e ca o floare. Hai să trăim la maxim, frățioare. Să trăiesc plănic. Cea mai tare miruna. Orice s-ar întâmpla, caz în picioare. Semnalul meu, reînvârtim repede, 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 atenție! 1, 2, 3, și... Repede, repede! E bine! Atunci când ești tânăr, viața te iubește. Orice dorință ți se îndeplinește. Atunci când ești tânăr, viața e ușoară. E o nebunie în slănic, în fiecare seară faceți gălăgie! Nimic nu te poate opri. Nici mama, nici tata, nici altcineva. Trăiește intens. Zi de zi. A căscat, l-am văzut eu. Refrenul ăsta. Din câte văd eu, ploaia că am stat. Mișo, să ține ritmul. Cine n-are un răuț, să ține și el ritmul. Perfect. Textul e simplu. Eu zic lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo și voi răspundeți lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo. Este exact ca Neminescu. E simplu, simplu de tot. Ok? Lo-l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 o. Tare slănic! Da, eu zic că se poate și mai bine. Hai să facem altceva. Ne despărțim în două. Stânga și dreapta. Când cântă stânga, nu cântă dreapta. Și viceversa, ok? Când cântă dreapta, nu cântă stânga.
Începem cu partea stângă, că mi s-a părut că au fost o partea dreaptă, că mi s-a părut că au fost mai cumpiți, ok? Atenție la mine! Lo-l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 o
puțin. E rândul vostru. Voi nu cântați acum, atenție. Atenție, să-l aude aici toată partea, da? Atenție. Lo 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 lo. Tare, tare. Ce ne facem, ce ne facem cu o gălăgie mai mare? Le mai dăm o șansă? Ok. Atenție la mine. Lo 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 lo. Tare, tare, lătați. Băi, ce înseamnă a doua șansă? Ce înseamnă a doua șansă? Ce faci, mișule? Ești la ces? E bun. Acum să vă văd că s-au încălzit. Lo 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 lo. Tare cașcă! Toată stânga! Lo 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 lo. Tare! Și ultima toți împreună! Lo 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 lo. Așa da petrecere, bravo vouă! Ce urmează, că am memoria scurtă? Auleu! Asta e de petrecere cu dălea, cu scântei. Mascarada! Oi, mă! Ți-am sărit căștile de pe urechi, recunosc-o. Copii bună, copii rea, copii bună, copii ha! Prin lume, a plecat aiurea, a plecat să ne jucăm, să ne jucăm. N-avem averi, îmi place viața s-o cântă. N-avem frontiere, n-avem nici probleme, din bani o trăim oricum. Asta vă spun. Vei găsi mereu hoinar pe căci un om. Dar frate, nu te lăsa. Copii bună, o firea, copii bună, o firea. O firea, la 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 la. Păi asta e viața ta. Ține mișule, hei! Copii bună, o firea, copii bună, la la la. Copii bună, o firea, asta este viața ta. Hop, așa, ia uiți. Azi e bună, mâine e pe cam așa. Azi e la 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 la. Păi așa-i viața ta. Și cu mrăluțele a doua. Și și-a plecat prin lume, a plecat prin viață, a plecat să ne iubim. Da, vă iubim. Circul vieții, suntem mascarada, suntem tot ce-ați vrea să fii. Fără să știi. Suntem nebun, suntem plăcerea viatării. Zile, dar frate, nu te lăsa. Ochi bună, ochi rea, ochi bună, ochi rea. Băi, a tocat pe fătea. Asta ce știa răța. A timpul în mâine era.
dragostea pentru voi, Slănic. Asta e una de-a noastră. Îi zice Brăloc, dar mai întâi vrem să o cântăm cu voi. Adică să-mi aduc eu aminte, că voi sigur o știți. Bun, ia zi-mi și un pic așa. Perfect. E ceva de genul ăsta. Aici e aparat, ai grijă. Na-i-na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 . Brăloc. Na-i-na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 . Brăloc. Ok, s-a înțeles? Na-i-na-na-na, brăloc. E mesajul de dragoste perfect. Iubita mea, na-i-na-na-na, brăloc. Bine, iubitul meu, dar mai mult brăloc decât na-i-na-na-na. Bun, fac eu partea cu na-i-na-na-na și voi ziceți brăloc? Să vedem cum iese. Și după na-i-na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 
na 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 tare. Până răsare busuioc. Zi, Miciu, cum e? Da, cu șică. Împreună, da, atenție. Ce? O dorință ajunge o privire, fugară sau un zâmbet, un sărut pe furiș într-o seară de vară. Dar ochii tăi mă nebunesc, mă plășesc și mă fac să frutesc. Împreună visăm să zburăm printre stelele de pe cer. Vreau să spun că inima mea se prinde doar de inima ta. Vreau și vreau să știi că sufletul meu se leagă doar de sufletul tău. Și cântăm. Nai na 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 na. Ce? Nai na 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 na. Să vă aud. Nai na 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 na. Tare, tare. Nai na 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 na. Ia zi. Și-aș vrea să spun că inima mea se prinde doar de inima. Și vreau să știi că sufletul meu se leagă doar de sufletul tău. Reloc. Na 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 na
foarte mulțumim. Bun. Mișu. Aplaudați pe Mișu, el. Momentul lui, a vrut și el să zică ce. Vrei să cântăm piesa asta, să înțeleg, îți place ție. Bine, o să o cântăm, dar stai o secundă. Vrei să bei ceva? Vrei să te îmbraci? Ți-o fi frig. Hai de capăt. Sebi. Seven 37 coming over the skies. Turn me to the movies on the midnight when I wanna move. Playing in a traveling band. Whoa, you can fly across the land and fly. Playing in a traveling band. I'll listen to the radio talking about the last show. Să-l cântă cu noi, cine nu, îl învață. Simplu. I want you.
Cu noi. Atenție!
împreună, fără versuri, vă las după mine, ok? Atenție! Încep eu! Ca fenomenală din Slănic, mândri că suntem alături de voi, mândri că avem un slănician alături de noi.